Votatemi articolul 133 alinia 2, articolul 134 litera A și alinia 3 litera A din legea numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. Ați fost convocați în ședință ordinară prin dispoziția numărul 209 din 25-5-2022, emisă de primarul comunei pentru data de astăzi, orele 10, ședință care va avea următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre și depunerea jurământului jucătorului Ștefan, supleant pe lista partidului Uniunea Salvată România. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționari și respectiv de dezvoltare a comunei Păstrot, la data 13.03.2022. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navei de gaze didactice ca personalul didactic auxiliar pentru perioada ianuarie-aprilie 2022. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere a comunei Păstrot cu Județul Bacău și DGASP Bacău, privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru perioada ianuarie-decembrie 2022. 5. Proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor care au primit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 23 mai 2022, domiciliază pe raza comunei Păstrot și a localităților aparținătoare și nu au beneficiat de acest sprijin. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei sau statutului de funcții, statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunei Păstrot, Județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea obligațiilor și responsabilităților care devin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Păstrot, respectarea condițiilor de mediu. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de parteneriat între UAB, între UAB Păstrot, UAB Păstrot și Administrația Națională a Apelor Române, prin Administrația Vadinală de Apă Siret, în vederea realizării proiectului de investiții, reabilitare drumul Sădești, Vodor și consolidare mamuri afectate în Comuna Păstrot, Județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a planului urbanistic zonal, construire sală de educație fizică școlară, sat Păstrot, Comuna Păstrot, Județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 24 și 25-2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a modificării de soluții tehnice conform dispoziției de șantier numărul 1/26/3/2020 și de asigurarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție, reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural din localitatea Bustiana, Comuna Păstrot, Județul Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de primă înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilului Grădiniță Bustiana. 1. Proiect de ordine de zi cu adăugarea unui nou proiect de ordine de zi, punctul 1. Asta mă refer? Da, care l-am citit. Care l-am citit la punctul 11. Aprobarea documentației tehnice de prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară ale imobilului. Da, asta e. Punctul 11. Era pe care nu mai era. Nu e trecut în convocare și nici în dispoziție. Da, nu e. Supunem la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Ar dori să supuneți pe aprobare procesele verbale încheiate la ședințele ordinare și extraordinare, și anume procesul verbal din data de 27.04.2022, procesul verbal din data de 10.05.2022 și procesul verbal din data de 16.05.2022 și procesul verbal din data de 19.05.2022. Ședințe ordinare și extraordinare. Cine se pentru? Abține? Împotrivă? 14. Da. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind depunerea jurământului de către domnul Ieri Ștefan,
supleant pe lista Partidului Uniunea Salvați România. Având în vedere încheierea ședinței prin Camera de Consiliu din 2 mai 2022, în dosarul numărul 1615/260/2022, având ca obiect validare mandatului Ier Supleant, prin care a fost validat mandatul supleantului Ieri Ștefan, pe listele USR, comunicată către Primăria Păjor și înregistrată sub număr 2423 din 16 mai 2022. În conformitate cu prevederile articolului 124-208 din Ordonanța Guvernului 57-2019 privind codul administrativ, supunem spre aprobare articolul 1. Se ia act de depunerea jurământului de către domnul consilier local Ieri Ștefan, supleant pe listele electorale ale alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 din partea Partidului Uniunea Salvați România. Domnul consilier local Ieri Ștefan va face parte din Comisia de Specialitate numărul 2 al Consiliului Local al Comunei Pârjoli, prevăzută în hotărârea în HCL numărul 61 din 2020 respectiv, Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice și a Drepturilor Cetățenilor. Vă rog frumos să depuneți jurământul. În primul rând, în ceasul de am o emoție. Sunt Ștefan din Cristiana, din Comuna Părăsăru Cristiana. Și jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puteri și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pârjoli. Așa să vă ajute Dumnezeu. Felicitări și binecuvântări lumea noastră. Dacă ai emoții, binecuvântări așa din zi. Trei o dovedi, ceva normal. Da. Deci un jur. Da, două. Da. O să trai jos. Da.
Tot în luna aprilie s-au centralizat cheltuieli 12.690 la nivelul transportului cadrelor didactice. După cum știți, Consiliul Local trebuie să asigure sumele necesare pentru plata de conturi și la personalul didactic și nedidactic. Ianuarie, februarie, martie, aprilie. Da, supunem la vot. Este normal să se întâmple asta. Da, trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere a Comunei Pârjor cu județul Bacău și Direcția de Asistență Socială Bacău privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial persoanei cu handicap pentru perioada ianuarie-decembrie 2022. Prezintă doamna, pardon, Cristian. Din relația Comunei Pârjor avem două persoane instituționalizate, două centre, la Răcăciun și la Dărmănești. Contribuția primăriei Pârjor 35% din costurile aprobate prin normative de la Consiliul Județean. Ne-au trimis contractul de asociere pe care noi trebuie să-l aprobăm. Da. Și să aprobăm 35% contribuția noastră. Nu am să făcut asta. Bun. Da, adică nu putem să ne dăm deoparte, sunt persoane de pe rata Comunei Pârjor. Da. Dar ce-i mult să ai cu plăcerul. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 5 de ordine de zi și anume proiect de hotărâre privind sprijinul financiar acordat familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 23 mai 2022, domiciliază pe la Comunei Pârjor și a localităților aparținătoare și nu au beneficiat de acest sprijin. Nu au mai beneficiat. Prezintă doamna spătarul Margareta, secretarul general. Până la data de 23 mai au fost depuse 7 cereri pentru sprijinul financiar de 50 de ani de căsătorie și anume Călin Constantin și Marta, Doria Simion și Anica, Matei Constantin și Dorina, Trifan Vasile și Maria, Capraru Viorel și Valeria, Veța Mihai și Ana, Ieri și Iosif și Elena. Sincer, nu mă gândeam cum ai toate familiile. Da, 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 da. Deci, pentru familiile astea se acordă câte 500 de lei. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Da. Da. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și al statului de funcții al aparatului de specialitate al primăriei de subacă. Prezintă doamna Scotaru Margareta, secretar general. Da. Se aprobă organigrama, aparatul de specialitate al primarului Comunei Pârjor, e anexa 1. Fost transmise către dumneavoastră. Așa. Pe urmă, anexa 2, statul de funcții. Pe urmă, modificare statului de funcții la asistenți personale. S-au modificat mai multe persoane din 30 și câți am avut. Au fost persoane, da, au fost care au decedat bolnavii și au intrat alții. Și acum vă dăm exact lista cu persoanele care sunt la momentul respectiv. Conform adresei de la instituția prefectului, care în an de an primim numărul de posturi care se aprobă la nivel de comună, în funcție de populație. Avem 37 de posturi, 6 posturi de poliție locală. Mi s-a aprobat un post de microbus școlar, un post de șofer pe microbus școlar. Separat. Noi am făcut, deci un microbus școlar este înscris la școala Pârjor. Și pentru microbusul ăsta tot timpul a fost ocupat un post din de la noi. Și acum am solicitat ca să ne dea pe microbus școlar două posturi de separat. Da, un post aveam deja. Pentru că un microbus școlar este înscris la primărie și un microbus la școală. Și acum ne-au aprobat. Da, trebuia înscrise. Ori am în două la școală, ori am în două. Da, acum așa figurăm. Pe urmă
Mă gândeam că mai duceți dumneavoastră că nu fost bine. Nu, deocamdată și am completat cu un post, deci nu mai are parte. Și trei, aproape și patru de posturi, cu doar cu muncitori. În funcție de populație. Da, tot timpul a fost separat poliția locală. Și mai avem trei posturi pe proiecte finanțate din așa, trei alea fonduri europene pentru grădiniță. Da, perioadă determinată, trei posturi. Pentru grădiniță? Grădinița de la Pârșor. Așa. Primit, ține proiecte, noi primim niște posturi pe perioadă determinată, cât ține proiectul respectiv. Domnul primar, dacă s-ar trebui să angajeze, dacă nu. Deci, s-a terminat lucrarea? Da. Pentru fiecare post. Data trecută am avut 5 posturi, că am avut două proiecte. Am avut școala de la Tărâță și parcă și căminul la Ustia, în funcție de valoarea proiectului. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, 15. Deci angajările nu se mai doar cu mintea. Angajările? Nu știu. Asta e treaba domnului primar cu angajările. Asta este o dată treabă și statul de funcții cu câte posturi vacante sunt, câte sunt ocupate, s-au mai făcut și conform recrutărilor și angajărilor. Ați văzut persoanele care au ocupat funcțiile respective, sunt în statul de funcții fiecare. Dar trecem la punctul 7 de propunere. Proiect de hotărâre privind aprobarea obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a Comunei Pârșor și respectarea condițiilor de mediu. Prezintă domnul Sărbimar cu ștașul nevoie. Până la urmă se fac angajări sau nu se fac? Angajări. Și dacă se mai sigur că domnul fi anunțat, domnul Ilea, angajările se fac pe postul gov.ro pentru muncitori și personal contractual și pe ANFP la concursuri pentru funcții publice. Deci astea sunt posturi care sunt obligatorii fără publicare nu trec mai departe. Corect. Deci se anulează orice concurs, dacă nu e publicat. Acum se organizează concurs, nu se organizează niciun concurs, se angajează 600 de persoane pentru fonduri europene. Știți că nu se descurcă la guvern, știi? Da, domnul Pușcăreță. Așa, pentru buna gospodărie a Comunei Pârșor și respectarea condițiilor de mediu, primarul Comunei Pârșor al județului Bacău, având în vedere că le-a dat o donanță de guvern numărul 2022, privind gospodarea partenerilor și urbane, privind și având în referată la aprobarea primarului Comunei, așa, și în temelul la niște de dispoziții, 129 și 107 așa, așa, propune instituție publice și agenție comunice următoarele obligate. Să întrețină în stare că sunt corespunzătoare imobilele în care se desfășoară activitatea prin efectuarea lucrurilor de reparare. Să asigure repararea, spălarea geamului și a betonului, lucrurile spate, de geamul spartă, întreținerea firmelor fațadei imobilelor care de muncă care se desfășoară activitatea. Să asigure curățenia locului de depozitare a materialelor în cursurile interioare. Să depozitele pe dispunzătoare rezidurile menajerii industriale, agricole. Să efectueze, să mențină curățenia trotuarelor, a părții caroseabilor, a străzii, a drumurilor. Să respecte normele igienico-sanitare, să asigure împrejmuirea corespunzătoare în mobilor și vecin, terenurilor deținute, să asigure permanent curățenia spațiului verde, a canalelor de colectare și uscuze apelor pluviale, a podețelor pe toată suprafața, aferindu perimetrul proprietății, să asigure procedurile mijloace de transport și utilajelor, să respecte de agenții economici producători a normelor de comercializare a produselor în piețe, totul, oboare, obligativitatea de a păstra și lăsa curățenie pe lucrurile încheiate, persoane fizice și juridice și juridice, care au administrare rețele alimentare cu apă, canalizare termofilare, au și acestea la rândul lor anumite obligații. Agenții economice au obligația de a lua măsuri pentru evitarea produselor de bombe, de vederea asigurării mișcii publice.
cetățenii comuni cu joltre, precum și cei aflați în trecere, le revin mai multe obligații. Se execută periodic condiții prevăzute de lege lucrările între cei reparare a locurilor pe care le dețin proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodărești, a cursurilor și împrejmuririlor acestora. S-a asigurat curățarea fațadelor, să mijlească forme din plantații, din curți, să mențină curățenia spațiului verde, să mențină curățenia particulară la străzii sau a drumului, să îndepărteze zăpada, să perioada de an, să repare, să întreține instalațiile aferente imobilor, să păstreze curățenia pe arterele de circulație, să păstreze buna funcționare a băncilor, porturilor, ridicatoare, panouri, afișaj, cabine telefonice, la nu. Deci este foarte important la punctele de colectare a deșeurilor din gospodării individuale să se țină cont de reciclarea. Plastic, metal, hârtie, sticlă, carton, este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea acestora în afară spațiilor amenajate. Vreau să vă întreb așa, să făcut o paranteză la ceea ce zicea. Acei vânzători ambulanți care circulă cu mașini astea și anunță tot timpul morcov, castraveți și vânt, care totuși deranjează, adică... Vin și la ore pe zi, și bagă pe profanii mea. Nu-i deranjează, e părerea mea. Indicat ar fi, nu știu, că avem poliție locală... În 3 ore pe 8 și 5. Să facem un program, când nu vin la seara la 8 și 8. Lumea e agricultură. Vine te vinde pe câmp. Asta se să-și facă treaba, adică nu vreau, nicio problemă, nu mă opun. Dar părerea mea este, el vine atunci când găsește pe oameni acasă, că el duce la târguri și își câștigă pâinea, dacă ei să plătească, plătesc eu. Dar ce dar nici suntem? Bine să nu folosească megafoane. Folosesc doar pe ziua. Eu am avut mai ceva care mă duc cu ele. E prea, e chiar de la noi. Acum sunt femei în vârstă care nu poate să meargă la piață, să facă cu părăjuri. Eu nu propun. Eu nu propun. Fiecare și alege să cupeze unde vrea. Să mă mai dacă nu contravine legii, nu putem noi contravine în zonă locală, toți bani în drum. Eu că legea nu. Statul ăla trebuie să miște intervale orare, care nu ai voie să mă deranjie. Asta e după ora 22, dar ăștia cu fiere de aici. 22, dar ești la amiază. Este un proiect de hotărâre pentru gospodării cu consensare, normal este. Doamna secretară, la astea se aplică hotărârea Guvernului 2 cu jumătate de minimum amenzia, că de exemplu... Da, 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 de asta am și mărit un pic la valoarea amenzii, că era la 50 de lei la așa, așa, da, sau la amenzii de 25 de lei. De asta am schimbat... 50 de amende, dar tu plătești 100 de lei. Împotrivă, abține. Cine?
Trecem la punctul 8 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de parteneriat între UAT Păzărori și Administrația Națională a Apelor Române prin Administrația Bazinală de Apă Siret în vederea realizării proiectului de investiții, reabilitare drumului Pătești, roduri și consolidare mamuri afectate în Comuna Păzărori cu Păzărori. Prezintă domnul procurorul Dimitrie Lucian, consilier superior. Da. Este vorba despre gardioane care se pot face pe pădurul strada Păzărului, în satul Tărâta. În cazul proiectului Geneimul de Asfaltare, este primul proiect ăsta. Până acum a fost un acord de parteneriat, acum acest protocol de parteneriat pentru canal de minor să poată executa lucrări de gardioane. Adică, trebuie să le facem un acord cu ei ca să ne dea voie să facem execuția de lucrări de gardioane. Am văzut o suprafață de 1.460 m² către asfaltul de la Bănuința. E pentru, mai gândeam că e pentru codul la BNJ? Nu. Nu. Este doar pentru strada Pădăului acolo. Merge pe strada ăștia, sunt ca acolo. Am înțeles, da. De la Gravioane și cu tot. Da. De unde pornește Bolem Gravioanele astea? De la Tărâța. De la punte. De la... Și până unde se ajunge? De la Bănuința. Capăt, la Nuț. La intrare pe Domnul, la Foma Vasiliu. Și banii sunt finanțate de la CNI? Da, da, da. În proiectul ăsta, în proiectul de CNI. Nu, 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 în proiectul, eu mă refer din la gabioane separat. Nu, 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 domnule. Nu. Este proiectul cu totul. Bun, pentru asfaltul ăsta de 16,5 km se pare, nu? Nu, este pentru asfaltul de 12,7. Ăștia banii de la... de la realizare? Da, este proiectul de rulare, acesta care se realizează acum. Unde se asfaltează? Tu, eu v-am întrebat banii care sunt pentru... care se face s-o apucă la Cisterna, la asta la... sunt pentru inundațiile care au fost sau sunt bani alții? Nu înțeleg întrebarea. Deci banii care... că nu se face asfaltul la Cisterna, da. Asta. E pentru reabilitare drumuri care au fost prin urma inundațiilor? Da, 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 da. În baza procesului verbal de HISU. Deci, deci așa de bani de la inundații. Da, da, da. 16 km. 12 km 6. Nu doresc. CNI 1, dar care se lucrează acum? Care e în lucru? Care e în lucru? Prin CNI. Doar că apa sirică, albilea, apele sunt albilor. Îi spune, te lasă faci lucrări în albia apei, doar din baza unui protocol cu mine, care îți determină o perioadă în care faci lucrările alea, în baza proiectului depus la ei. Doi ani depus la ei o documentație tehnică din cadrul proiectului. Și care ei au văzut ce suprafață le ocupăm și astea rămân, urmă de pierdăm înapoi, gabioanele lor. Deci banii ăștia nu sunt de la PNRD sau de la... Nu, nu, sunt din proiectul MAMA CNI 1. Noi aprobăm acum doar să gândeam acordul ăsta de parteneriat cu Apa Siret. Ei să ne dea voi nouă, noi să punem gabioanele acolo. Atâta facem aici, în această hotărâre. Adică noi Consiliul Local. Noi Consiliul Local. Da. Și vorba de, am înțeles, vreo 85 de milioane de lei, nu? Vreau să-mi dau eu, toată... toată gabioanele, pare așa. Nu, 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 proiectul. Da, 85 de milioane. Proiect, gabioanele, nu. Tot proiectul? Tot proiectul, nu. Nu vorbim de... ele nu au valoare. Noi nu discutăm de valori la protocolul ăsta. Noi nu, nu, dar aici scrie 25 de milioane, dacă ai și reabilitare drumuri și inclusiv gabioane, are acolo și de mii, adică... Da, domnule. Da, da, da. Cred că ăsta proiect. Tot proiect. Nu s-a defocat. Nu s-a defocat pe Gavioane. Nu, nu se Gavioanea, să și Bărneșe. Acolo, doamne. Bun. Face asfaltul, doamne. Da. Deci aici vorbim de proiectul acum care l-am început, da? Nu vorbim de gabioane, alte gabioane, vorbim de acel proiect care s-a început. Noi avem aici, noi am mai dat o dată un acord. Da, dar aici a specificat de gabioane, 1.400 de metri. 1.416 metri pătrați. Deci, specificat de gabioane. Este suprafața ocupată în albia. A terenul, nu? La terenul, de domeniul public, ar vrea să spune. Păi nu, terenul este... terenul este celor de la Apa Siret, nu este de la... Alea de un viu care e în... da, în albia. Și ei ne dau cuvânt cum o să construim acolo, de aceștia de-a lor. Dar e suprafața în discuții. Da, doar suprafața. Deci avem și dimensiunea gabianelor. De bani, de trei cifre de gabian se vor pune în anul. Da, sunt în capul. Sunt în capul proiectului. Dar să vorbim doar la anul din gabian. Eu e interesul lor. Nu poți decât să îți dau ei voie. Este tot. Ei sunt proprietari. Au suprafață de la nu, ei
dau, îți dau exact ce am intabulat. Deci, în armea lor, în armea lor, la pădurul, la omul. Nu e domeniul public, da. La noi, la ei, la ei, la supunem la vot. Deci, 1400 e vorba de banii care ne zic pătrați. Vom costa 25 de milioane? Nu. Nu, nu. Vom capioare de suprafață de teren. Cât costă? Dom'le, acest proiect, ai 12 km 600 de asfalt. Așa. În care ai șanțuri betonate, rigol, și mai este exact ce este gabioane. Plus gabioane. Plus gabioane. E întâi toate din interior. E tot din interior. Așa de versit. Supune în altă ceva. Să potrivă, abține. Nu poate numai la bărnășie. Ce făcut? Să vedeți că mai făcut lucrurile. Pe dealoare. Dealoare în debre. Da? 15. Dar se abține cineva? Este împotriva cineva? Nu. Deocamdată nu. Trecem la următorul punct. Proiect de ordinare privind avizarea de principiu a planului urbanistic zonal, construire sală de educație fizică școlară, sat Pârjor, comuna Pârjor, de pe Bacău. Prezintă doamna Pârjor. Da, este vorba de școala de la Pârjor, unde face sala de sport. Știți că prin curte jumătate este intravilan, jumătate extravilan și facem avizarea pentru să facem puzul, băteam intravilan să putem construi sala de sport. Dacă aveți întrebări. E ca aia de la Cuspia. Ce ligate? Nu, nu, vorbim aici la Pârjor. Aici la Pârjor. Da, modelul de sală de sport. Modelul de la Pârjor. Și aici pe cealaltă. Ar fi o chestie de lumea pentru ăștia mai, că vezi toți în televizor, că lumea a început să pună pieră, să cam îngreaș așa. Faceți un alt război cu... Să plătim sala, corect? Aduceți camarade, nu redeși. Dar nu redeși. De ce așa? Este extremul. Ce trebuie să plătim? Dar și plătim. Populație, mă. Mă de-a care până nu văd. Hai, gata, ce? Domnul Luisa, tu ne-ai auzit de ea cu boana, a? Fugeți la ei! Da, de care? Și gata, să o mișcare. E foarte mare chestia asta, e rare, da. Dar să știți un lucru. Când ne-au zis din mare, ca și cu ăla, să-mi ieși care a luat și la mine, nu merg pe jos. Pandemia, trecurile a doi ani, nu. Dar spunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Trecem la punctul 10, proiect de ordinare privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 24. Din 2022, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a modificării de soluții tehnice conform dispoziției de șantier numărul 26/3/2020 de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție de ajustare a modernizării și dotarea rezervului cultural din localitatea Pântărea, de Bacău. Prezintă domnul Procurorul Lucian și la sală de la pentru că nu avem spațiu mai mare. Identică ca e la plan. Momentul nu știu să vă dau un răspuns concret. Da, aici este vorba de... De o modificare și completare unei... Da, hotărârea vechi care am dat-o, în hotărârea vechi din 25, nu știu când a fost asta, din 25 a doua. Da. Da, s-a aprobat indicatorii tehnico-economici la Cărminul Cultural de la Custiana. Și acolo a fost trecută, doar dispoziția numărul 1, în loc să fie cele 7 dispoziții care au fost date de către dirigintele de șantier. Deci nu se modifică valoare, nu se modifică nimic, doar dispozițiile de șantier trebuie de aprobă ca să ne putem recupera banii de la FIR. Cine e dirigintele de șantier? Dirigintele de șantier putea... Dacă aveți întrebări. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 11 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de primă scriere în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilului grădiniță Cuspian. Prezintă pe domnul. Da. Comentariu. Aici facem prima scriere în carte funciară la grădiniță. Pentru că nu era nimic și nu aveam carte funciară, să poteam, nu, nu, a fost numai căminul. A fost doar căminul și asta le este. Și noi, ca să-i punem contorul pe ea, trebuie să-i facem intabulare și prima scriere. Da. Dar până acum a fost intabulată, nu, 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 nu,
Căminul a fost făcut din Mă rog, cred că a făcut o chestie pentru reabilitarea căminului la urma, mai de mult. Așa, a fost prins și grădinița, tot aceeași treabă. Trebuie separate. Nu, dar ele sunt separate. Înțeleg că. Dar nu era problemă în domeniul privat? Nu, era școlii în grădință. Era școlii și căminul cultural la primăriei. Era pentru că trebuie să rămân în domeniul patrimoniului Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține. La diverse datare cine va cere. Cu gaze de aici.